Adina Risipitu vă prezintă știrile Mondo TV. Bună ziua și bun găsit la știri! Astăzi a început examenul de bacalaureat. Mai mulți minori au stârnit o bătaie în plină stradă la Petrila și se anunță un nou val de caniculă. Pe larg despre toate acestea, dar și alte informații imediat. Emoții pentru elevii claselor a 12-a din toată țara. Astăzi a avut loc prima probă a examenului de bacalaureat, cea de verificare a aptitudinilor de comunicare orală în limba română. Astăzi, în fața unităților de învățământ din Valea Jiului, în care s-a susținut examenul, am găsit elevi îngândurați, dar și veseli. Unii spun că și-ar fi dorit să se pregătească mai mult, însă în mare parte viitorii absolvenți afirmă că nu a fost dificil și că adevărata provocare va începe abia în luna iulie, când au loc probele scrise ale bacalaureatului. Nu a fost o zi plină de emoții, așteptăm cu nerăbdare bacul în sine. Oralul a fost chiar ok, nu ne plângem. În schimb, ne ajută foarte mult pentru subiectul 1B și ținem pumnii tuturor celor de clasa 12. A fost simplu, greu, adevărat începe pe 1, dar eu consider că ne-am descurcat. Au fost testate până acum doar competențele noastre orale. E mai dificil la scris, dar eu sunt sigură că va fi bine. Profesorii noștri îndrumători de la clasă au avut grijă să ne pregătească dinainte, am lucrat subiecte, ne-au spus în ce consta această probă și am reușit să trecem cu bine. Mâine, dar și poimâine, continuă verificarea aptitudinilor de comunicare orală în limba română ale elevilor din clasele a 12-a. În perioada 19-21 iunie, școlarii își vor testa competențele digitale, iar în 25, 26 și 27 iunie vor fi examinate competențele lingvistice într-o limbă de circulație internațională. Prima probă scrisă se va desfășura în data de 1 iulie. La nivel național, 30% dintre elevii care acum 12 ani erau în clasa 1 au ajuns astăzi la examenul de bacalaureat care a început săptămâna aceasta. În județul nostru, aproape 40% dintre ei s-au pierdut pe drum, dar o parte a urmat școala profesională. Suntem la ultima generație care nu a făcut clasa pregătitoare, iar generația de acum s-a înjumătățit aproape până la examenul final de liceu. În clasa 1 erau acum 12 ani cu 40% mai mulți copii. Aproape 300 s-au pierdut pe drum, iar alții au făcut o școală profesională. În județul nostru, pentru sesiunea iunie-iulie 2024, s-au înscris 2441 de candidați, dintre care 2120 sunt din promoția curentă și 321 sunt din promoțiile anterioare. Bacalaureatul a început acum cu probele teoretice, iar cifrele arată cât de mulți s-au pierdut pe drum, dar și cât de mulți revin să dea examenul de bacalaureat pentru că nu l-au luat la timp. Așa cum rezultă din baza noastră de date, în anul 2012, în clasa 1, s-au înscris 3546 de elevi. În anul 2020 au finalizat clasa 8-a 3238 de elevi. Dintre aceștia, 2187 s-au înscris pentru continuarea studiilor la liceu și 868 de elevi s-au înscris în clasele de învățământ profesional cu durata de 3 ani, precum și învățământ dual. Aceasta este ultima generație care nu a urmat clasa pregătitoare. Din 2025 vor veni cei care au făcut un an în clasa pregătitoare, ori clasa 0, cum era numită inițial, potrivit edupedu.ro. România, în acești 12 ani, din clasa 1 până la bacalaureat, a avut numai puțin decât 12 miniștri ai învățământului. Fiecare a reformat școala, dar niciunul nu a reușit să țină copiii în școală. Scandal între minori în orașul Petrila. Trei băieți și o fată au stârnit o bătaie în plină stradă. Incidentul a avut loc sâmbătă trecută, fiind zi de concert, bătaia a atras atenția a zeci de persoane prezente în apropiere, care au și solicitat intervenția jandarmilor. Ajunși la fața locului, oamenii legii au reușit rapid să-i despartă pe agresori. În data de 15 iunie, în jurul orei 21, în timpul unui concert care a avut loc în orașul Petrila, o patrulă de jandarmi aflată în zonă a fost sesizată cu privire la faptul că a avut loc un conflict verbal și fizic între patru minori, trei fete și un băiat, cu vârste cuprinse între 14 și 15 ani. La fața locului s-a prezentat și fratele uneia dintre minore, care a început să se manifeste violent la adresa celor care ar fi agresat-o pe sora sa.
Jandarmii au legitimat persoanele în cauză și au întocmit actele de sesizare cu privire la posibila săvârșire a infracțiunilor de lovire sau alte violențe, încăierare și tulburarea ordinii și liniștii publice. Menționăm că persoanele au fost conduse la sediul poliției orașului Petrila, unde s-au prezentat și părinții acestora, iar actele de sesizare întocmite au fost predate poliției pentru continuarea cercetărilor. Pe cai și îmbrăcați în portul popular, junii petrileni au fost gazde pentru zeci de păstrători ai tradițiilor din România, dar și din afara țării. A fost ediția cu numărul 10 a Festivalului Internațional Mumârlanii Gazde Bune. Junii petrileni au adus la Petrila ansambluri folclorice din Bistrița, Maramureș, Brașov, Vâlcea, Gorj, Caraș-Severin, Tulcea, Serbia și Bulgaria. Toți au venit costumați în straie populare, iar alaiul a pornit pe stradă la Petrila, având în frunte doi cai puternici. E frumos împodobit, de ce l-ați adus azi aici? Să mai țină tradițiile la noi în vale. Să pierd multe tradiții și să se țină. Să le țineți tradițiile. Da. Îi place și lui să vină? Îi place, nu-i place, trebuie. Organizatorii spun că ideea principală este legată de faptul că portul, dansul și tradițiile noastre trebuie păstrate cu sfințenie și arătate tuturor. Așa că vin cu cai îmbrăcați în hainele pe care le moștenesc din moși strămoși și sunt mândri de ele. Suntem la a 10-a ediție a Festivalului Mumârlanii Gazde Bune, care este festival internațional de vreo 4 ani. Și am plecat de la început cu festival concurs, după aia festival național și acum de 4 ani am trecut la festival internațional, unde vin și participă și alte țări. De unde avem? Astăzi avem Bulgaria și Serbia. Serbia și avem a românii de la Turcia. În alți ani am avut și Macedonia, am avut și unguri, în funcție de posibilități. În fiecare an și invităm tot alte ansambluri, să aducem din fiecare zona țării frumusețea, că fiecare zonă are o frumusețe aparte. Și pentru că tradiția se lasă moștenire, nici Constantin Cicmăian nu a venit singur. Fica lui Miruna a purtat la paradă un costum moștenit de care era foarte mândră. Este un costum foarte frumos și este un costum, cum să spun, moștenit de la mama și mama de la bunica și tot așa din strămoși în strămoși. Și vreau să vă spun că sunt foarte mândră să știu că tata este unul dintre organizatorii acestui festival și să știu că a ajuns deja la a 10-a ediție. Oamenii s-au prins în joc și din timp în timp alaiul s-a oprit și oamenii au încins jocul, fiecare așa cum a moștenit tradiția. La parada portului popular a venit și primarul cu toată familia, toți fiind îmbrăcați în costume populare. Suntem la 10-a ediție, mă bucur că reușim în fiecare an prin ansamblul Junii Petrileni să aducem ansambluri din toată țara și chiar de peste hotare în orașul Petrila spre satisfacția cetățenilor din orașul Petrila să vadă și alte naționalități, alte culturi. E un lucru deosebit și mă bucur că ne-a ajutat și Dumnezeu și vremea este bună și ei pot să se manifeste în voie. Ia zi și tu! Spune-ți, îți place aici? Place aici! Mumârlanii însoțiți de toate ansamblurile folclorice care au ajuns în Petrila au mărșăluit pe străzile orașului în aplauzele trecătorilor bucuroși să vadă portul tradițional al altor zone din țară și din afara ei. Sute de persoane s-au distrat în acest weekend în estul Văijiului. Zilele orașului Petrila au creat o atmosferă incendiară. Tarabele cu produse din carne, cu delicii tradiționale și cele cu dulciuri, împreună cu jocurile destinate copiilor, au fost pe placul petrilenilor. Oamenii s-au distrat, au mâncat și s-au bucurat de un weekend încărcat de festivități. Vedeta zilei de vineri a fost renumita cântăreață de muzică populară Angela Rusu, care a interpretat melodii din zona Gherlei. Sâmbătă scena a intrat în prim plan în jurul orei 19, când rând pe rând și-au făcut apariția artiști binecunoscuți publicului din Valea Jiului. Îmi place tot timpul să cânt, asta fac de 10 ani, îmi plac oamenii în general, mai ales când ei se distrează cu mine. Și eu cred că nu zbovești, uite și tu ce beat ești și cum dumești. Am avut o șansă ca întotdeauna, ca la orice eveniment de genul ăsta,
mi-a făcut plăcere ca întotdeauna să merg să reușesc să-mi cânt cântecele mele. Sunt pentru prima oară în calitate de artist în Petrila, rest în Valea Jiului am mers de multe ori. M-am simțit foarte bine, publicul tânăr, foarte receptiv, mi-a plăcut foarte mult. Să ne revedem și cu alte ocazii, zic. Vorbe cât am auzit despre ea la infinit. Unele periculoase ca din filme scoase. Mie îmi place să vin la Petrila, nu este prima oară când urc pe această scenă și bineînțeles că vin cu piese noi, cu surprize noi și mai pregătești pe viitor alte piese, așa că sunt foarte încântată că urc astăzi pe scena din Petrila. Iubitorii de muzică din toată Valea Jiului au petrecut clipe minunate la o ediție cu adevărat reușită a zilelor Petrilei. Foarte bine, văd mulți copii, ceea ce mă bucură foarte mult. Îmi plac foarte mult, văd că ei se distrează. Îmi place tot ce văd. Organizatorii anul ăsta chiar s-au întrecut foarte mult. De-abia aștept să vedem ce mai urmează. Ne simțim bine. Bine, ne simțim bine. Nu, ne simțim bine. E cam puțină lume în Petrila, dar ne simțim bine. Perfect. Muzica din Eretul, cât de frumos. E o atmosferă super. N-am ce să zic, ne simțim bine, mai venim aici. Foarte fain, ne place. Puțin după ora 9 a sosit și momentul culminant și mult așteptat de către petrileni. Sute de persoane strigau la unison numele artistului a cărei apariție pe scenă și-o doreau. Artistul a ajuns la Petrila cu un bagaj încărcat cu surprize, printre care melodiile mult îndrăgite de către milioane de români, dar și prezența alesei sufletului său. Aștept sezonul estival. Yeah, ho! Yeah, ho! Yeah, ho! Eu și Iagna sunt pe bar. Eu sper din suflet să-i încânt, pentru că am peste 20 de ani de studio și 10 ani de scenă și tot ce fac pentru oameni. Dacă vin undeva și când și oamenii nu se simt bine, înseamnă că eu am greșit undeva. Sper din suflet să nu greșesc în seara asta și să-i bucur. Am venit cu soția mea ca invitat special, o să le cânte Constantine din populară și Buzele tale de la sora noastră Laura Vas pe partea cealaltă de manele. Am venit să le cântăm de toate, pop, trap, trapanele, rap, manele, orice, important este să distrăm oamenii, noi cu asta ne ocupăm. Mă simt tare onorată să fiu prezent aici alături de soțul meu. Aveți... Altă verighetă. Da. Luată cu acte, gata. Așa. Aveți o comunitate foarte frumoasă și ne simțim ca acasă. Și mulțumim mult pentru asta. De altfel, artistul a și comparat Petrila cu Bucureștiul, spunând că și-ar dori ca și în capitala țării să fie o astfel de atmosferă incendiară precum în orașul din Valea Jiului. Foarte mult, ca și locul de unde m-am născut eu și de unde vin eu, respectiv din București, să aibă în jur așa minunăție. Trăiți într-un loc foarte frumos și sper din toată inima mea să vă bucurați de el, pentru că eu, de îndată ce am ajuns aici cu soția mea, amândoi ne-am bucurat foarte mult și n-am mai plecat, deși mâine avem treabă, n-am mai plecat, am rămân aici. Dar promitem să ne întoarcem și în vacanță, nu doar la muncă. Vă pup și vă iubesc, Doamne ajută! Nu uitați, fie un com, nu costă nimic! Bum! Veselia a continuat și sute de telefoane cu lanternele aprinse au luminat și au învăluit orașul. Sărbătoarea s-a ținut și duminică cu artiștii folclorului românesc Nelu Ban Fântână și Gabi Nicolae. Un weekend exploziv, un public mulțumit și un mare succes pentru zilele Petrilei, organizate de către primăria și Consiliul Local al orașului Petrila. Meteorologii anunță un nou val de caniculă. Medicii vin cu câteva sfaturi pentru această perioadă. Temperaturile vor trece de 38 de grade Celsius, spun meteorologii, și asta mai ales în jumătatea de sud a țării. Disconfortul termic va fi ridicat, așa că medicii recomandă să ne protejăm, să nu ieșim la soare în orele amiezii și să ne hidratăm. De asemenea, să nu consumăm alcool și cafea în exces. Trebuie să ne hidratăm corespunzător, să încercăm să ne alimentăm corespunzător cu mai puține
alimente grase și să introducem în alimentație mai multe legume și fructe care au și ele apă biologică, la fel lactatele, laptele și iaurtul, chefirul, sana, care de asemenea ne hidratează, să nu stăm foarte mult în soare direct, mai ales în perioada orară 11-18. Și județul Hunedoara intră sub incidența codului galben de caniculă de marți. Nopțile vor fi și ele tropicale, cu temperaturi de peste 20 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi accentuat. Organismul uman trebuie să-și mențină temperatura constantă, temperatura interioară de 37 de grade pentru a realiza tot ce înseamnă metabolism și creșterea, dezvoltarea celulelor interioare. Meteorologii spun că în intervalul 18 iunie ora 9, 19 iunie ora 10, vremea va fi călduroasă, cu disconfort termic ridicat, mai ales în orele amiezii, când indicele de temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Dojojim ne așteaptă într-o nouă locație. Aceasta pune la dispoziție aparatură de ultimă generație și instructori de renume. S-a depus mult efort, însă ca și în lumea sportului, atunci când îți propui un obiectiv, trebuie să ai răbdare pentru a-l realiza. Cei de la Dojo Gym au reușit și noua sală și a deschis porțile. Este un proiect la care lucrăm deja de destul de mult timp, un proiect extrem de greu, în care am dat de foarte multe obstacole, să zic așa, cumva pe mărimea a tot ceea ce am făcut aici a fost și munca ce s-a depus. Dar sperăm că a ieșit pe măsura așteptărilor și sperăm că va fi un loc unde oamenii din zonă se pot simți bine. Primii clienți au trecut pragul sălii și au fost primiți cu ceva dulce, însă nu este o problemă atunci când știi că ai parte de un spațiu modern în care poți arde rapid caloriile. Fie vorba de fitness, culturism sau arte marțiale, toți cei care vor să-și antreneze corpul și să-și depășească propriile limite sunt așteptați la Dojo Gym. Avem aparate de pentru toate categoriile de grupe musculare, avem aparatele pe care le-am avut în sala unde am fost înainte, dar am și suplimentat, deci avem, să zicem, un număr de posturi mai mult de dublu decât erau înainte. Aparatele sunt de ultimă generație, sunt aparate care să satisfacă atât nevoile celor care sunt la început de drum, dar și celor care vor să facă fitness sau culturism mai avansat, să zic așa. Avem zona de fitness și culturism, după care avem și o sală dedicată artelor marțiale, unde atât copii cât și adulți pot să facă antrenament. Avem o zonă dedicată pentru relaxare pe care o vom inaugura în viitorul apropiat, unde vom avea masaj, saună, criosaună, iar pe viitor intenționăm și jacuzzi, plus multe altele. Dar rămâne să revenim cu toate aceste îmbunătățiri pe parcurs. A fost dublă sărbătoare. Pe lângă înființarea noii săli, unul dintre angajații Dojo Gym a împlinit frumoasa vârstă de 62 de ani. Deci vreau să-i cântăm în primul rând la mulți ani la Nea Vasile, este da? Ziua la meșter, 62 de ani! 62 de ani! Sutele de clienți demonstrează succesul pe care îl are Dojo Gym la nivelul Văii Jiului. Povestea însă continuă și urmează alte deschideri de săli, iar unul dintre obiectivele pentru perioada următoare vizează vechea locație de pe strada Horea. Acea locație va intra în renovare și în perioada următoare vom face ceva diferit. Vom veni cu un concept nou care nu mai este în zonă. Nu aș vrea să dau foarte multe amănunte, pentru că la fel ca și aici vrem să ținem așa un pic de surpriză, elementul surprizei. Dar sperăm noi ca undeva pe final de an să putem să inaugurăm și locația nouă, să zic așa, reîmprospătată. Va fi tot legată de această activitate, doar că va fi un concept diferit față de ce este aici. Noua sala celor de la Dojo Gym este situată pe strada General Dragalina. Aici ești invitat într-un spațiu generos în care ai parte de cele mai bune condiții pentru a te dedica sportului. În acest weekend suntem așteptați la Nedeia Paroșeană. Cei prezenți vor avea parte de bucate tradiționale, dar și spectacole folclorice. Nedeia Paroșeană are loc pe 23 iunie 2024 de la ora 12 pe platoul de la Sohodol Paroșeni, din fața sediului composesoratului Straja Gruniu Zănoaga. Membrii acestui composesorat sunt cei care organizează Nedeia în colaborare cu administrația locală, care le-a cerut sprijinul.
este în colaborare cu composesoratul Straja, așa cum am zis, și cu domnul Emil Părău, care ajută la organizarea acestui eveniment. Am spus-o întotdeauna, pentru a organiza astfel de evenimente, astfel de nedei, este foarte important ca și comunitatea să se implice în organizarea acestor evenimente. Iată că cei din comunitatea paroșană s-au implicat de această dată și duminică așteptăm pe toți cetățenii municipiului Vulcan și nu numai, din toată Valea Jiului, pentru că vor fi artiști consacrați care vor cânta muzică populară. Vom pregăti și ceva de mâncare pentru toți cei care vor participa și invităm pe această cale, așa cum am zis, cât mai multă lume să participe la acest eveniment. La Nedea Paroșană, atmosfera va fi întreținută de rapsozei cântecului popular precum Florin Chirițoiu și formația Frații Plotogea, Andrei Gheorghiulescu, Pătru Ciurea, Petrică Crăciunesc. Invitat special este Traian Barbu. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Rămâneți în continuare cu informațiile despre vreme. Să aveți o seară cât mai bună!